schimbare de proporții în tenisul masculin, legendarul Roger Federer a fost detronat, Rafa Nadal e noul lider. Nadal a fost pentru prima dată pe locul 1 în urmă cu 9 ani sublinierei jumătate, 18 august 2008, la vârsta de 22 de ani. De atunci, el s-a aflat 168 de săptămâni pe această poziție, inclusiv săptămâna în curs. Federer, care a devenit cel mai vârstnic liderat, la 19 februarie, a acumulat 309 săptămâni ca numărul 1 mondial. Nadal este neîntrerupt în top 10 din 25 aprilie 2005. În istoria ierarhiei ATP, care începe la 23 august 1973, cu Julian Stase primul lider, spaniolul este al sublinierea aptelea jucător ca numre de săptămâni în fruntea clasamentului, la două de americanul John McEnroe, al sublinierea selea. Rafael Nadal a fost pe locul 1.46 de săptămâni, între 18 august 2008 an 5 iulie 2009, 56 de săptămâni. Între 7 iunie 2010 sublinierei 3 iulie 2011, 39 de săptămâni, între 7 octombrie 2013 sublinierei 6 iulie 2014 sublinierei 26 de săptămâni, între 21 august 2017 sublinierei 18 februarie 2018. Doar Federer, 309, Pete Sampras, 286, Ivan Lendl, 270, Jim Connors, 268, Novak Djokovic, 223, subliniere McEnroe, 170, au pe subliniere trecut mai mult timp ca lideri ATP. În această săptămână, pe locul al treilea este croatul Marin Cilic, cu 4.985 de puncte, urmat de finalistul de la Miami, germanul Alexander Zverev, cu 4.925 de puncte, în urcare poziție, sublinierei de bulgarul Grigor Dimitrov, cu 4.635 de puncte, în coborâre poziție. Că subliniere pictorul Miami Open, americanul John Isner, a urcat 8 locuri subliniere i-a acces pentru prima dată în top 10, pe poziția 9, cu 3125 de puncte. Marius Copil a urcat 2 locuri, până pe 82, cu 680 de puncte. La dublu, Horia Tecu se menține pe locul 12, cu 4.890 de puncte, iar Florin Mergea a urcat de pe 79 pe 78, cu 1.041 de puncte, conform newsro.ro.